Liberalii Gorjeni pregătesc o nouă echipă de conducere în fruntea primăriei Drăguțești. Organizația locală s-a întâlnit pentru a stabili persoana care va prelua frâiele administrației locale. Însă copreședintele PNL Gorj, Tudor Barbu, nu poate face public numele celui care va fi propus. Surse de încredere din cadrul partidului afirmă că Vasile Paștea este soluția liberalilor pentru Drăguțești, acesta urmând să-l înlocuiască în funcție pe Irinel Ungurean. Surse demne de încredere din cadrul Partidului Național Liberal afirmă faptul că Vasile Paștea va fi propunerea liberalilor pentru funcția de viceprimar de la Drăguțești. În momentul de față, poziția este ocupată de Irinel Ungureanu, care are și atribuții de primar. Copreședintele PNL Gorj, Tudor Barbu, spune că le-a cerut lui Irinel Ungureanu și lui Vasile Moșoiu să găsească o echipă care să conducă primăria Drăguțești până la alegerile din 2016. I-am cerut domnului Ungureanu, ca și domnului Moșoiu și ca și tuturor celor prezenți, sănătate, consilierii noștri, echipa noastră de acolo, le-am cerut ca într-o discuție pe care domnul Vâlceanu și cu mine și cu domnul Lupulescu să nu o influențăm, ca dovadă că discuția a avut loc după, la solicitarea lui Dan și a mea, după plecarea noastră de la Drăguțești, și am fost informați telefonic că s-au găsit soluțiile cele bune pentru partid, ei să găsească de așa fel echipa care să ducă interimar Drăguțești până la alegerile pe care Moșoiu sau altcineva le va recâștiga. Irinel Ungureanu a preluat atribuțiile de primar de la Drăguțești după ce Vasile Moșoiu și-a pierdut mandatul din cauza unei condamnări penale.